Ooh. Ai, mo. Ma c'è un triple a colo. Salutare, tutto il meci. Abbiamo un nuovo video di League of Legends. Osto sdupo con pute se te. Niju con cu. Afelius. Pibotling. Cioè, cabagliezmi. Sì. Ora da un farma. C'è poco di blu. Veo slabut se na slabut. Shuken qua Afelius pibotling. Cel mai noua de chieri care. Creau mai luat un nerf pe ciul asta. Un pe ciul 10.4. Dar nu contează pentru că încă este puternic și strong. Ce fucking broken. Ok, se n-a dacă îmi bat la sampa, ar fi perfect. Dar hai să facem level 2 ca să îmi iau Q-ul. După cum puteți vedea, jucăm pe un nou cont. Bine, nu știu dacă v-ați dat seama pe urmă, dar... Ok, cineva dă mesaje pe Steam. Joc pe un cont nou, care în momentul de față e Silver 4 și joc pe EUVS cu el. Poate vă întrebați de ce te joci pe acea regiune. Ei bine, pentru că este superioară față de EUNE și că am vrut să încerc ceva nou. Pentru că pe regiunea asta chiar se joacă, adică nu dai de polonez de aia care îți intează meciurile sau chestii. Am redat Q-ul ăla, bun, main de carry, by the way. Și na, chiar dai de jucători buni. Sunt Silver 4, dar am MMR de Gold. De High Gold, cred. Nu știu. Și, da, adică am MMR destul de mare, așa că meciurile o să fie destul de echilibrate, zic eu. Gen, jucătorii o să aibă habar. Adică, Goldzii de aici chiar știu să joace. Adică, na, nu sunt ca Goldzii de pe UNE să... Mă, dea throw în continuu. Bine, într-adevăr, se dă throw și aici, dar... Na. Nu uitați să apăsați pe butonul like și să abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și nu știu dacă putem să jucăm agresiv în lane-ul ăsta, adică n-am... Eu pratez toți minionii. Aoleu, bă, da, toți minionii. Și... mamă. Vreau să omor pe asta aici și cred că o pot omoră. Da... Nice! Se pare că suntem botul superior. I-am bătut la 2v2. Și eu tot ratez farm. 200 de ani, ok, nu știu ce zice ăla pe acolo. Hai să luăm un plate, pentru că putem lua un plate, cred. Hai că nu facem overextend. Au junglers, au, oh, fuck, au junglă zec. Să tot facem overextend aici. Și eu, bă frate, deci dacă aș ști și eu să farmez, chiar aș fi un jucător decent. Hai să... Luăm plate-ul? Sper că da. Da, luăm. Hop. Nu prea a fost worth chestia asta. Haide, oh, mă omoră cu eu. Ok, asta a fost overextend. Bun. Dar nu contează. Ba contează că acum ăla are avantaj. Ok, deci sunt un boosted animal. Bun, trebuie să iau plate acolo și să-mi dau back imediat. Da, am mai stat să mă bat puțin. Cream că eu omorâm totuși. 127 de. Astea sunt rune, runele sunt standard. Adică... Da, sunt drunele cu cel mai mare win rate. Avem, uitați voi aici, echipa, nu știu de ce avem aerii pe eco în junglă, dar merge. Adică n-am mai dai de jucători ăștia care zici pun rune greșite, dar în rest regiunea este destul de ok. Majoritatea oamenilor nu dau flame. Adică, cred că o singură dată mi s-a întâmplat să-mi dea cineva flame. Când din tam, pentru că n-am mai intes ce aici. Chiar că e gol și chestii. Ok, am intrat aici.
acum că Tăina are avantaj. Ba, nu are avantaj, că are level 6 și asta nu are. Mă urc cu Ogmaw totuși. A, nasol. Dar am făcut un kill. Bun. Poate vă întrebați de ce îi intez. Ei bine, pentru că eu sunt boosted animal. Da, gata, gata cu intatul. Pentru că, na, trebuie să ne revenim, zic. O, avem două TP-uri. Cred că e primul meci în care am două TP-uri. Până acum am avut ori trei ignituri, ori două ignituri, un TP și chestii de-astea. Niciodată n-am avut două TP-uri. Mă bucur că avem acum. Măcar meciul ăsta, când îl filmez și eu. Că oricum n-am mai filmat de o lună. Tot zic eu că filmez în fiecare săptămână. Bă, nu știu dacă o să mă țin vreodată de promisiune, de acea promisiune. Dar eu o să, totuși o să încerc. Că na, mi-am prins la Windows-ul și gen mi-era foarte lene să reinstalez OBS-ul, să-mi fac setările, apoi să iau un program de editat. Mi-era foarte lene să fac chestia asta. Și plus că încă mai trebuie zi un program, îmi trebuie Photoscape-ul, programul cu care îmi fac eu thumbnail-urile. Și na, bine. Nu știu, aș lua Photoscape-ul că instalez mai repede decât Photoshop-ul. Da. Aoleu, jucător de la care dă 20.000 de pinguri. Bă, urăsc oamenii ăștia care au 20.000 de pinguri. Nu știu, îi detest. Adică doar unul, frate, doar unul, că eu nu schior. E, nu trebuie să ai mai așteptat de la echipă, dar totuși, nu cred că ar trebui să pușăm aici. Dar o să o fac oricum. Ok, Zeke pe mid, putem să pușăm cât vrem. Asta are level 6, what? Ok, nasol. Asta are level 5. Așa că e decent. A, ward acolo. Serios. Mamă. Sena suporte OP. Am zis dau acolo toate slurile posibile, dar na. Sena l-a ținut în viață. Că nu dau damage. What? De ce nu moare? Ok. Ăla nu vrea să moară. Ia buții, mă-mi iau un long sword. Aveam heal-ul, n-am văzut. Rip, mi-am luat exosul de la asta, cred. Nu știu, n-apărea în Dedriche? Dacă ții efecte sau ceva? La summoner spell, în fine. Rip asta. Gând aș lua buff pe ce ăsta, nu știu dacă e așa de... Mamă, Teemo cu phase-aș. Nu știu dacă e așa de bun contra Teemo. Că, na, e gânar. Ei se bazează pe autoatacuri. Uracan. Nasol că dacă... Cum o cheamă? Sena îi dă W Uracan și Uracan dă eu pe mine, îmi dă și mie root. Și așa Sena e super puternică contra Uracan. Sau campioni cu dash-uri în general. Sau și tanci. Adică Sena e puternică contra orice, frate. În afară de... Adică... A, nu, contra orice e puternică. What? E campionul perfect. Vrei să purci în rank, te joci Sena. Bine, acum după nerfurile nu știu dacă mai e la fel de bun, nu? Am arătat Q-ul ăla, ca ultimul jucător. Până nerfurile pe pasivă, că acum e foarte puține stack-uri ca de carry Sena. Nu știu dacă ca suport e, adică nici ca suport nu e la fel de multe stack-uri cum ai. Da. Am mult. Nu știu dacă au ward aici, adică cred că au ward, că data trecută aveau. Nu s-a dus. Păi, one now! Asta e, că e ward clanul lor. Ok, nu știu dacă mai batem și pe ăsta. Da, se pare că îl batem, că... Na. Gravitumul e broken. Nu știu, multă lume detestă Gravitumul și mie mi se pare super puternic.
Păi nu voi dași doar aici, vă rog. Ce ți zău, așa. Să bag mioni sub tură, să iau și-o plate-uri, zic. A, perfect! Se pare că iau încă un plate, zic eu. Nice, bă, mă bucur că echipa mea se descurcă. Că nu trebuie să... zi... mă complic cu jocul. Trebuie să joc tryhard, adică. Bine, e meci de ranked, dar totuși. Dacă mă nimerește, ok. E meci de ranked, la meciul de ranked trebuie să joci cât poți tu de mine, dar na, câteodată e ok să o lași așa mai moale. Să se păstreze, zic. Că na, bine, în momentul de față, adică avem și echipa mai bună de late dacă ajungem în late, deci nu este vreo problemă sau ceva. Dacă ajungem în late. Nu, că avem Rakan, Gnar, Aphelios. Plus Diana. Deci facem cel mai mare combo. Ui, asta-i echipa, asta e OP. Gnar. Deci Gnar dă ult, Rakan dă ult, Diana dă ult și o dau ulta cu Infernum și le dăm insta la toți. Mie dacă și prindem pentos, dacă nu, cel puțin 2 trebuie să prinzi ca să fie worth combo. Opa, ei nici nu mai au ce să facă. Am ult în 12 secunde. Ok, și aia nu dă damage. Katarina. Ah, fuck. Oh, nu. Ok. Eu wave-ul? Ah, nu-l prind. Fuck. Oh, și-a dat flash. Nice. E că vreau control ward-ul. N-avem intenția de a-l bate pe Zac, dar... Văd că s-a panicat. Da mie. Așa. Bun. Ia și-l pe ăsta? Nice. Cred că putem să dăm tureta, dacă nu mai are plate-uri. Bum, first turret. Let's go. Okay, nice. Suntem smurfi. Și unde-i Zac? Da, uite pe Katarina. Bye bye. Cred că l-o mor. My bad. Nu știu dacă trebuia să-mi dau flash acolo, că aveam toreta. Da, na. Și acum unii dintre voi știți ceva gen... Aaa, Feroz e încă OP, mai are nevoie de un nerf. Fuck off! Îmi place campionul ăsta extrem de mult, nu-i mai dați nerf-uri, vă rog eu. Adică e puternic, dar totuși... Nu-i dați 6 nerf-uri la rând, cum i-ați dat Kai'Sa-i. Și acum Kai'Sa nici măcar nu mai e meta. Bine, e... Ei, tire sau B-tire, ceva de genul pe acolo. Adică încă e destul de puternică, încă o poți juca, dar nu este cum era înainte. Adică până și Vayne a devenit mai puternică decât Kai'Sa în meta-ul ăsta. Deci mai au wave-ul ăsta și îmi dau back. Nu cred că fac overextend, nu, nu fac. Nu mai au turte pe bot. N-am cum să fac overextend dacă stau aici. Bun, ward aici. Cum spuneam, Kai'Sa este mult mai slabă decât Vayne în momentul actual. Nu, adică, nu știu să zic dacă mă supără chestia asta, pentru că le joc pe amândouă. Și, într-adevăr, chiar se simte că Vayne este mai puternică decât Kai'Sa. În early, în late, sunt cam egale. Și mereu când este Vayne versus Kai'Sa, în matchup-ul ăsta câștigă întotdeauna jucătorul mai bun. Adică, na, chiar dacă vine mai puternică, tot trebuie să joci mai bine ca să câștigi. Adică tot trebuie să joci bine ca să câștigi, nu te poate căra campionul. Mai ales că Vayne zi se bazează pe autotacuri și mecanici mai mult decât Kai'Sa. Oh, fuck.
Я фак Херальду, да. Просто стоп и мид атунч. Dacă îi fac Heraldul, n-am ce să fac altceva. Că dacă mă duc și eu, pierd minion degeaba. Bine, la cum farmez eu, pierd minion oricum, dar asta e partea a doua. Dacă încă am calibrumul. Nu știu, mi-a luat ceva să învăț toate denumirile de la arme. Și la... Ăsta încă îi zic Flamethrower, nu îi zic Inferno. Nu, mi se pare ciudat să-i zici infern, adică what the fuck. Iar e flăcări albastră și chestii și mai ciudat. Părerea mea că e ciudat. Veni și noi, gânar, nu te speria. Echipa ta este chiar aici. Oh, fuck. Am ratat ulta. Bun. Oh, mi-au lăsat down. Morți-o pe aia să face 1v3, da, face 1v3. Ah, ba nu, 1v4. Oh my god! Yay, acum meciul este mai spicy. Ei acum au comeback potential. Now they have comeback potential. But we will smash. Dacă iau asta, distrugem în secunda 2. Nu că hopefully. Asta n-are, adică presupun că o să-și ia buții, dar să mă uit dacă filmez, pentru că na, o lună de inactivitate trebuie să te uiți dacă chiar filmezi. Că na. Iau asta și Raptors, dacă i avem, i avem. Bine, acolo mi-am ratat ulta și na, puteam spune că și din cauza asta am intrat acolo în teamfight. Dacă nu era multa, scăpam cu mai multă viață. Bine, dacă nu mă băgam sub turn să încerc să-l omor pe Teemo, scăpam cu mai multă viață. Și poate o omoram pe Katarina. Ok, e mort aici. Ok, nice. Facem baron? Hai să facem baron, zic. Am și ăsta, cum se numește, mă? Bă, mereu uit cum se numește ăsta. Chakram sau Crescendum, ok. Chakram, îi zic, e mult mai ușor de spus. Hai să pun și... Tureta. Din păcate, Tureta și-a luat un nerf destul de măricel. Acum dă cu un atac mai puțin. Și și-a mai mult damage de la atacuri. Ceea ce este destul de nasol. Că o să rămână mult mai puțin timp în viață și o să dea mult mai puțin damage. Mamă, i-am dat 600 de damage. Ma, dacă nu mai am cu Q e ramor. Ai, mă, facem triple acolo. Și acum, uite, Felicio P, uite cât de din tank, de azi iar una asta, haha. Ca să dai o grămadă de damage în tank, ce l-ai beat. Vreți să amend? Cred că putem. Probabil că da. Și cred că aici încheiem episodul. Episodul, videoul. Hai să mai iau niște farm, zic. Da, GG, aici nici nu e videoul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați pentru acest gameplay frumos cu Aphelios. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!